este o perioadă în care ne confruntăm cu răceli și unul din simptomele dominante din acest punct de vedere, alături de sigur de durerea de gât, creșterea temperaturii, este tusea. Există pe meridianul plămânului un punct, ciță, punctul plămân 5, care are un rol deosebit în tratarea problemelor care țin de acest simptom, adică de tuse. Și de aceea aș vrea să vorbim un pic despre acest punct, despre simbolismul lui. În primul rând, unde este localizat acest punct? El este localizat pe antebraț, pe partea anterioară, în zona pliului cotului, pe partea externă a tendonului mușchiului biceps. Cu alte cuvinte, dacă o să ne uităm aici, la nivelul manechinului, aproximativ avem această zonă. Interesant este că în denumirea acestui punct, în primul rând, punctul acesta are legătură cu apa din organism. Așadar, dacă avem o reținere de lichide în organism, este unul din punctele care pot stimula eliminarea lichidelor din organism și pot ajuta să echilibrăm și anumite probleme cu rinichiul, mai ales un dezechilibru între rinic și plămân. Ca și ideogram, acest punct are în el ideea de apă stagnantă, de umezeală, ceva care staționează într-o zonă foarte mult, care băltește. Acest lucru poate să fie căldura de la nivelul plămânului sau secreția, pentru că acest punct poate să trateze atât tusea uscată, cât și tusea productivă. Pentru tratarea tusei productive, în special dacă există un mucus extrem de aderent, se mai folosește un alt punct de la nivelul membrului inferior, stomac 40, care împreună cu plămân 5 fluidifică și ajută la eliminarea secreției. Desigur, celălalt punct de care am vorbit, plămân 1, și vă invit să revedeți emisiunea în care vorbesc despre acest punct, poate fi folosit împreună cu acest punct pentru restabilirea funcției la nivelul plămânului. Există un remediu homeopat, eupatorium se numește, care poate fi folosit în paralel cu stimularea acestui punct, prin acupunctură sau prin presopunctură, și există uleiul esențial de roiniță, melisa, care este o plantă foarte bună pentru stimularea și echilibrarea acestui punct. Desigur, putem folosi asociat pentru tratarea tusei și unul din remediile homeopate care mie îmi place foarte mult, podbalul sau cimbrișorul sau lemnul dulce. Cu alte cuvinte, putem asocia mai multe tipuri de remedii pentru că se știe că atunci când atacăm o problemă din mai multe puncte, există mai multe șanse ca ea să fie rezolvată. Din punct de vedere spiritual, acest punct conține în el definiția spiritului Po, care este acel spirit care guvernează corpul nostru, energia de natură inferioară, pentru că cea de natură superioară este la nivelul ficatului, așa cum se spune în medicina tradițională chineză, și atunci este spiritul pământesc, să spunem, cel care se întoarce cu corpul în pământ și cel care dirigează toate funcțiile fiziologice. În ce afecțiuni putem folosi acest punct? În primul rând, dacă avem un cot dureros sau acel cot al tenismenului, epicondilita, și dacă avem durere de umăr, putem folosi acest punct pentru a trata. De asemenea, dacă avem simptome la nivelul plămânului, o criză de astm, o disnee, o respirație dificilă, o bronșită, apoi putem folosi acest punct pentru tratarea problemelor asociate cu organul pereche. Să reamintim că în medicina chineză organul pereche este intestinul gros. Așadar, simptome cum ar fi balonarea, o digestie dificilă, vomismentele. Și în ultimul rând, acest punct este extrem de important pentru că împreună cu punctele vezică urinară 17 aflate pe spate, este un punct care poate să trateze foarte mult starea diafragmului. Se știe că în emoții diafragmul se blochează, se știe că în toate problemele de respirație diafragmul se blochează. Este un organ și o funcție care ne ajută extrem de mult în restabilirea echilibrului organismului. În medicina chineză, diafragmul având și o implicare în componența și în coagularea sângelui. Așadar,
În cazul în care aveți simptome legate de acest punct și în special tusea, nu ezitați să folosiți acest punct pentru că are o eficiență verificată și pe care eu am constatat-o de mare ajutor în tratamentul pe care l-am făcut pacienților în clinica noastră.